cu roșii și castravete, plus satiră și cuplete și bârfe despre vedete. A sosit, băieți și fete, Tocănița de gazete. Cu izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, Tocănița de gazete. Matinal efervescent. Frunză verde, mușețel, este frig și azi nițel, mai o gheată, un palton, ne îndreptăm spre Revelion, pam, pam. Te cam grăbești? Care mă grăbesc, mă? Mai e mult. Din Descoperă.ro aflăm că oamenii de știință au folosit inteligența artificială pentru a măsura viteza topirii ghețarilor desprinși din Antarctica. A, dați-mi băie, dragă domnule, sunt reputatul om de știință Aristide Confuzescu Vaslui de la Institutul Român de Cercetare a Dispariției Cercetării și vreau să vă menționez că ieri am reușit să convingem inteligența artificială, bine, pe caiet că n-am avut fonduri, să ne măsoare și nouă viteza topirii pădurilor desprinse de hoți cu ajutorul Rom Silva și exportate în Austria. E mare, domne, e mare! Eu, ca tânăr cinstit, nu admit ca cineva să fure din avuția la joală! Click.ro ne spune cât costă o porție de sarmale la târgul de Crăciun din Sibiu. Suma pe care trebuie să o scoți din buzunar dacă vrei să le încerci e de 35 de lei porția de două sarmale. Deci, premierul Ciolacu ar mânca cu 100 lui de lei maxim 6 sarmale dacă mai face un împrumut extern. Păi și nu face. Face. Adevărul.ro observă ceremonia bizară în cinstea lui Iohannis din Zanzibar. Bărbații africani strigă Hakuna Matata, un fel de nu-ți face griji, și apoi sar în apă cu tablourile șefului statului și ale soției sale. Stimați români, nu vă îngrijorați, este o ceremonie foarte frumoasă pe care am decis să o discut și să o propun și în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Astfel, la Cotroceni vom săpa un iaz plin cu apă din Dâmbovița și când vin liderii coaliției, îi aruncăm cu totul înăuntru, așa cum s-a dus pe apa sâmbetei și încrederea românilor. Stimați români, vă doresc o Hakuna Matata lucrului bine făcut. From Romania, Klaus Iohannes! Welcome to Zanzibar! Zanzibar! Hakuna Matata! Scrie gsp.ro că Giovanni Becali scoate un film despre viața lui. Filmez 3 ore pe zi, declară el. Păi sunt curios cât durează scena în care vrea să muncească cinstit, că ar fi scurtmetraj. Playtech.ro vorbește despre carnea crescută în laborator, interzisă prin lege. Italia este țara europeană care întinde astfel o mână de ajutor fermierilor prin interzicerea producției, a vânzării și a importului de carne crescută în laborator. Ma che cosa, io sono Corrado Cattani, comisario della polizia italiana, un fel de godină, dar simpatic. Și vă spun că avem mari probleme con questa legge, deci preferam carnea de laboratore, perché italiano vero crește porci, attenzione, con carne di uomo. Păi n-ați văzut în filmele cu mafioțo? Deci orice piccolo mafioto are 2-3 porci nedeclarați și cum îl supără careva, cum îl de la porci. Ați luat carne de porco de Italia per grătar? E, ați halit un mascalzone. Tu ai mâncat vreodată broaște? Cu arome de panflete, comentarii mai șirete, ați gustat, băieți și fete, Tocănița de gazete. Cu izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții. Matinal efervescent.